Dacă nu vă spun, până mai rău, mă duc să-mi și vă las. Hai, du-te. Eu asta am de făcut, îmi pare rău. Vă presupun că e interesant ce spuneți, dar eu am nevoie chiar de semnături pentru inițiativa asta. Da, de ce? Că e proprietatea mea și a dumneata nu calcă nici trenul dacă nu vrea. În principiu, adresați întrebarea asta primăriei. Noi n-am vrut treabă cu asta. PSD-ul nu poate face are lucrare, la ce vă referiți? La metru. Probabil 2-3 ani. Da, încă 2-3 ani? Probabil, da, păi au mânat an de an termenul. Uitați-vă la parcul ăsta, am investit o căruță de bani în prostia asta, care e total inutilă și foarte scumpă. Da, apropo de ce-mi spuneați dumneavoastră. Dar știți cine era? Toate chestiile astea era? Sunt făcute de cine ziceți dumneavoastră, nu de SRE. Cine era? Cine era cine? Era un primar penalist. Păi, din nou, PNL-ul, opoziția, domnule. PNL-ul e o entitate, USR-ul este altă entitate. Era opoziția, domnule. Instituțiile statului sunt entități. Cum diferite. Îl cheamă, domnule? Că are pe nevastă să... Eu. Are pe nevastă să la... Iezii, la... Parlamentul European. Rareș Mănescu. Luați-l la întrebări, la opoziție. Noi nu avem capacitatea să luăm pe cineva la întrebări. Noi nu suntem poliție, nu suntem justiție, nu suntem judecători. Ce facem noi e cu totul diferit. Constituția noastră. Ce campania asta? Pentru ce strângeți semnături? Păi a zis că sunteți cu noi. Strângem, uite ce scrie aici. Eu sunt voluntar la USR. Strângem semnături pentru rezidenții sectorului 6, pentru o inițiativă cetățenească de modificare a Constituției, în așa fel încât cineva care a fost condamnat pentru infracțiuni de corupție legate de banul public, de exemplu, X a venit, primar, mai știu eu ce, consilier local, a deturnat niște fonduri, să nu mai poată candida pentru o altă funcție publică, pentru un alt mandat de primar sau altă funcție de demnitate publică. Chiar dacă și-a ispășit pedeapsa? Poftim. Chiar dacă și-a ispășit pedeapsa? Da, chiar dacă și-a ispășit pedeapsa. În principiu, există... Din ce știu eu, din ce am făcut la școală acum vreo 7 ani, am făcut facultatea târziu, există pedepse principale și pedepse complementare. Pedepsele complementare, în special pentru genul ăsta de infracțiuni, exact asta spun. Interzicerea de a candida. Acum nu mai știu de a candida la funcții publice. Acum nu mai știu dacă... Ca anumit perioadă, de regulă mai scurtă chiar decât pedepsa. 5 ani, 10 ani, ceva de genul ăsta. Exact. Acum eu nu mai știu dacă astea mai sunt în vigoare, nu mai sunt în vigoare. Dar din ce am văzut în ultimul timp, toți oamenii care au fost condamnați pentru chestii din astea, niciunul n-am auzit să fie primit genul ăsta de pedeapsă complementară. Ceea ce mie, sincer, mi se pare o anomalie, adică pui practic lupul pasnic la oi, știi? Băi, când că ai furat mandatul trecut, dar acum ești perfect. Pentru a modifica Constituția, câtă lume trebuie să semneze? Sincer, asta nu știu, 100... Nu, nu trebuie să semneze 500.000 de semnători. Jumătate de milion. 20.000 de semnători în 20 de minim 20 de județe. Trebuie să fie reprezentativ pentru toată țara, da? Da, teoretic. Dar e foarte complicat. Uite, în ultimii 27 de ani sau 28 de ani a fost o singură inițiativă, cea Coaliție pentru Familie, care a putut să facă chestia asta, adică să strângă 500.000 de semnători. I-a ajutat biserica, i-au ajutat partidele de la guvernare, probabil. Încă nu se știe în spațiu public, sunt doar zvonuri, dar încă nu se știe. Iar asta trebuie să fie a doua inițiativă cetățenească pentru modificarea. Deci poate ar trebui să cereți modificarea legii ca să fie mai ușor de colectat semnături și de inițiat modificarea legii. Legile se pot schimba foarte ușor în Parlament. Cu majoritate. Cu majoritatea în Parlament. Noi vrem efectiv amendarea Constituției prin introducerea unui articol în care să se spună că persoanele condamnate penal și care încă nu s-au reabilitat nu au voie să candideze pentru funcții publice. Înțeleg că poate semna orice cetățean român dacă susține ideea, dar cine poate colecta semnături? Semnături poate colecta toți cei care fac parte din inițiativa cetățenească, iar USR-ul este una din entitățile... Trebuie să fie înregistrat oficial în lista aceea? Da, sigur că da. Sigur că da. Auzi, dar întrebare, tu știi de chestia aia cu pedepsele complementare dacă mai ia acum, în momentul ăsta, în legislație în vigoare sau nu? Că știu că eu când am făcut nu școala erau, chiar erau pentru genul ăsta de infracțiuni. Nu cunosc. Chiar nu cunosc. Și eu am... Și ziceți că nu doar USR e în inițiativa asta, sunt și alte partide? Nu, e inițiativă cetățenească, da. Sunt și alte partide? Da, știu parcă era forumul german din Sibiu, sunt câțiva avocați. Sunt și câțiva profesori universitari. Și e un termen limită sau se poate colecta? 6 luni de la
Inițiativa asta are și ea un parcurs. Am înțeles. Din moment ce a trecut de, a fost publicat în Monitorul oficial, sunt 6 luni în care trebuie și să... Și cât a trecut până acum? Păi, de-abia a fost publicată săptămâna trecută, că acum am început, practic, e prima ieșire pe teren. Mergem ușurel, dar avem jumătate de an înainte. Da. Mulțumesc. Plăcere.